Bun găsit tuturor, vă spune Mădălin Negoiț, avem imagini de pe arena Michael Klein din Hunedoara, acolo unde vom urmări o partidă istorică, cel puțin din perspectiva gazdelor care vor întâlni pe FCSB, CS Hunedoara, viitorul Corvinul Hunedoara. Oaspeții vor avea lovitura de start, Stoi care pune mingea. Mișcare, iată, se vede clar că sunt lucrate schemele și iată ce șansă derutată defensiva celor de la FCSB. Până la urmă au găsit cumva breșa. Dar Hergheligiu nici nu prea mai are cum să dea minge. Ținut de Radunović puțin. Olaru pentru Budescu. Centrarea cu dreptul mai bună. Să vedem și șutul din prima. Este luftul din prima lui Cristea. Dar rămâne atacul periculos al FCSB-ului. Dumiter. Și să vedem. Este gol. Gol FCSB. Minutul 19 la a treia încercare. Abia FCSB înscrie. Stoica marcator. Revedem ultima parte a fazei, nu este offside. Ianis Stoica urmărește la șutul destul de bun și al lui Dumiter. Face ce poate face un portar lefter, respinge în lateral. Un șut ceva mai bun. Vor fi probabil și multe șuturi de la distanță în cer flancuri. Recuperare însă sus a FCSB-ului, centrarea lui Haruț. Ce reluare a lui Wide. Cu toată opoziția lui Lefter, FCSB face 2-0. Centrare puternică a lui Haruț. Și Wide mai urmărește avantajul FCSB-ului. Lansat Haruț de Budescu, centrarea din prima îi vine foarte bine lui Wide. Mă rog, vine foarte bine Wide în primul rând. Hergheligiu se echilibrează și să vedem continuarea lui Simion. Reține Straton. A avut vreo două sau trei șanse de a înscrie și Hunedoara. Radunović. Centrare interesantă, Iani Stoica, gol! Dublă Stoica, 3-0 pentru FCSB. Centrarea lui Radunović, înghețați însă parcă fundașii centrale ai celor de la Hunedoara. Dublă a lui Ianis Stoica. Simplu. Simplu de tot, greșeală mare de plasament al lui Vlad. Și dă de unde vine, așa cum se spune în fotbal, Ianis Stoica. Mingea centrată de Radunović a avut destulă forță pentru ca Ianis Stoica să poată redirecționa cu succes. Centrare la Baradoa! Gol! 3. Cred că scrie Vlad. Vlad este cel care reia. O bornă importantă cu siguranță în cariera sa, un gol marcat împotriva celor de la FCSB. Vlad e și el un jucător tânăr, Antonio Vlad, 20 de ani, jucător cedat de viitorul, dacă el este cel care înscrie, dar așa pare. Ia să vedem. Cred că el este. Haruț, centrare bună, vine Wide, parada lui Lefter. Ce reacție are FCSB. S-au format cozi destul de mari. Laurențiu Buș, centrarea respinsă și gol! Hunedoara revine în această partidă. Minutul 70 înscrie Hergheligiu. Și ce vă spuneam, cât de mult se schimbă și acustica acestei partide.
odată cu marcarea celui de-al doilea gol al Hunedoenilor. Centrarea inițial respinsă, apoi să Hergeligiu vine fără marcaj. FCSB cred că s-a văzut prea devreme câștigătoarea acestei partide. Centrare la prima bară! Oh, mingea se îndrepta spre poarta lui Straton fără ca goalkeeperul FCSB-ului să aibă ceva de făcut, să mai aibă ceva de făcut. Minge scoasă de wide, aștepta la bara a doua Giura. Are încă un atac promițător dus de Iacob la marginea careului. Iacob în plasă laterală, prea ușor a fost lăsat să șuteze Iacob și este o repriză secundă în care Hunedoara are mai multe ocazii decât FCSB. Foarte mult tupeu și foarte mult curaj pe Iacob să șuteze cu stângul, imediat pedepsită de Mogoș. Pasa este excelentă pentru Simion. Șutul lui Simion, gol! Extraordinară revenirea celor de la Hunedoara! 3-3! Incredibil! Iese wide. Asta am putut citi pe buzele lui Edi Ordănescu. Ce șut, ce șut prinde Simion. După o preluare de manual. Dacă băieții ăștia vor juca așa și în Liga a treia vor promova la pas. Sigur, e greu să te mobilizezi la fel. Refacerea va fi mult mai îndelungată după astfel de partidă. Cred că și Miron atinge puțin. Pasă pentru Haruț. Să vedem centrarea. Trei jucători așteaptă o minge bună de la Haruț. Și scoate lefter! Scoate lefter! A dat cum trebuie Valentin Gheorghe în pământ. Mingea se ducea bine. Lefter. Haruț. Haruț. Centrare pe jos. Lefter. Miraculos. Miraculos gol al acestei partide. A gazdelor. Centrare și Crista sare, apoi Budescu din drop, dacă nici el. Radunovici, centrarea lui Radunovici, este gol! Credea că iar a scos lefter. A avut o intervenție asemănătoare și pe final de repriză secundă. Alexandru Mușii înscrie pentru 4-3. Două asisturi ale lui Radunovici din aceeași poziție. Și nu i-a lipsit mult lui Lefter, da, vedem pe această reluare să respingă și acest balon. Nu prea poți însă să-i reproșezi nimic unui puști de 16 ani care a făcut un meci impecabil astăzi. Se întoarce bine Mușii, să vedem șutul, gol! Ce execuție! Execuție superbă a lui Valentin Gheorghe și s-a trezit FCSB. Gol de generic. Gol de fotbalist de clasă. 5-3 pentru FCSB.
Valentin Gheorghe finalizează impecabil.